După multiple misiuni de interceptare de succes, militarii români care au apărat spațiul aerian al țărilor baltice s-au întors acasă. Chiar în aceste momente are loc la Borcea ceremonia dedicată celor care au fost detașați în misiunea de poliție aeriană întărită în Lituania. Colega noastră, Ilinca Nazarie, este acolo și ne spune cum decurge ceremonia. Bună dimineața, Ilinca! Bogdan, mă găsi, doamnelor și domnilor, iată, chiar în aceste momente începe ceremonia aici, la baza 86 aeriană. Ministrul Apărării a ajuns chiar în aceste momente la această ceremonie dedicată misiunii din Lituania. Practic, vedem faptul că timp de 4 luni militarii români au apărat cerul țărilor baltice și asta pentru că știm că Lituania nu are propria aviație de vânătoare, are sistemele de supraveghere aeriană, însă în ultimii ani a primit sprijin din partea țărilor NATO, care prin rotație practic asigură spațiul aerian al țărilor baltice. Am fost și noi acolo, iată, este a doua misiune a forțelor aeriene române prin țările baltice. Prima dată am fost acolo în 2007 cu Migurile 21, iar acum vedem în imagini pe militarii detașamentului Corpesian Vipers și pe ministrul apărării alături de comandantul acestui detașament, comandorul Cosmin Vlad. Va fi o ceremonie la care vor fi acordate acestor militari și la care vom auzi și povești din această...